Hei, salut și bine te-am găsit! Ce-ți place cel mai mult la muncă? Dimineții de vreme? Deversări de cafea? Sau prânzuri la birou? Dureri de spate? Durere la închietura mâinii? Dureri la gât? Sau chiar urechi dureroase? Rămâi acasă și ești plătit. Cum ți se pare? A lucra de acasă nu este o vânzare ușoară. Convingându-l pe șeful tău că da, poți fi productiv în pijamaua ta, fără să te distragi sau să fii adormit, din nou. Pur și simplu, mulți angajatori cred că munca de la distanță împiedică productivitatea, ceea ce nu pare total în afara bazei. Însă, un studiu de 2 ani de la Universitatea Stanford spune altfel, susținând că lucrul de acasă crește de fapt productivitatea împreună cu satisfacția angajaților. Deci, dacă dovada există, de ce nu muncim mai mult de acasă? Se datorează faptului că nu doriți de fapt. Din perspectiva de afaceri, faptul că angajații dumneavoastră lucrează de acasă are mult sens. Să începem cu, evident, chiria. Spațiul de birou este costisitor în aceste zile, dar lucrul de la distanță este un mic hack frumos care vă poate păstra în buget. De exemplu, atunci când CEO-ul celei mai mari agenții de turism din China decis ca unii angajați ai săi să lucreze de acasă timp de 9 luni, el a economisit $2000 pe angajat doar pe chirie. De asemenea, angajații săi au economisit bani prin faptul că nu au fost nevoiți să plătească taxe de transport pentru a ajunge la muncă. Dar să trecem la un moment dat în numerar și să luăm în considerare creșterea satisfacției și performanței în muncă. Angajații au fost motivați să muncească mai mult datorită caracterului flexibil al orelor. Au făcut mai puține pauze, iar cele mai scurte întrerupând ocazional munca pentru a-și plimba câinii sau pentru a alerga, apoi înainte de a reveni la sarcinile atribuite. Iar în timp ce aceste beneficii ale muncii de acasă provin doar dintr-o mână de studii, putem începe să ne imaginăm o lume în care lucrul de la distanță este noua normă. Nu numai că forța de muncă generală ar deveni mai eficientă, dar un alt bonus ar fi o scădere a costurilor pentru locuințe odată ce am transformat toate acele turnuri de birouri în apartamente, contribuind la ușurarea prețurilor chiriilor din orașele cu densitate ridicată. Poate că nu-ți dai seama, dar lucrul de la distanță este de asemenea foarte bun pentru mediu. În anul 2007, biroul de brevete din SUA a avut aproximativ 3000 de angajați care lucrează de acasă pentru un an, ceea ce a sfârșit prin a economisi $1,8 milioane în costuri de combustibil și prevenirea eliberării de 9600 de tone de emisii de carbon în atmosferă. Așadar, vedeți, cum ar putea fi acuzat cineva că a plecat acasă atunci când sunt preocupați și de salvarea planetei? Adevăratul motiv pentru care munca la distanță ar putea să nu prindă pentru o perioadă este pur și simplu pentru că oamenii sunt creaturi sociale, iar mulți dintre cei care au încercat munca de la distanță se găsesc adesea simțindu-se singuri. Acest lucru a determinat unele companii să permită angajaților să lucreze 2 zile din săptămână de acasă, astfel încât să poată profita de o productivitate crescută păstrându-i în apropiere ca membri ai echipei. La sfârșitul zilei, fie că ești pe canapea, fie într-un dulap, toată lumea așteaptă cu nerăbdare până la ora 5. Până când se pot relaxa un pic, poate să te bucuri de o persoană iubită și să te uiți mai mult la episoadele noastre, nu? Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept curând cu alte videoclipuri foarte interesante, iar dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, să distribui și să te abonezi. Ar ajuta foarte mult. Salut!